În acest video voi executa 10 penaltiuri împotriva unui portar din fiecare ligă din România și începem cu Liga 5-a. Bine, ai nimerit colțul, bravo! Ideea este să vedem diferența de pregătire, condiții, mentalitate și echipament. Am vrut să fac stilul lui Haaland. N-a mers, nu. De asemenea, voi oferi unuia dintre voi care se abonează și lasă un comentariu la acest video această minge cu autograf. Mă aflu în Dărmănești la echipa Bucovina Dărmănești, ce activează în Liga 5-a și l-am alături de mine pe Daniel. Te salut, Daniel! Bun. Și mă bucur să fiu astăzi alături de tine și voi executa 10 penaltiuri împotriva ta. Spune-mi mai întâi, te rog, însă, de cât timp joci fotbal la o echipă? La o echipă, eu de la 12 ani am jucat la Pătrăuți. Ok. Am avut echipă și în Liga 5-a și în Liga 4-a. Ok. Am jucat 4 ani acolo și după aia am mers în Liga 3-a. După aia din Liga 3-a am venit înapoi în Liga 5-a. Ok. Am jucat la Străiești 2 ani. Pe aia mă luat cu Bucovina, Dărmănești. Țin pumni azi și hai să vedem câte penaltiuri pot să înscriu împotriva lui Daniel. Foarte prost pentru mine, chiar sunt impresionat. Ai, puti! Bun, am dat-o în forță și de asta nu a reușit să o scoată. Dar altfel din nou pe minge, bravo! Ai, puti! Nu am vrut să o dau acolo. Ai nimerit colțul. Ok, am zis că dau 7, dar îți spun că o dau acolo. Hei tu, dacă încă nu te-ai abonat la acest canal, așa apreciam, dacă ai putea să faci acest lucru, deoarece încerc să ajung până la finalul lunii la 61.000 de abonați. Știu că acolo pot să bat destul de bine, dar chiar am fost impresionat. 3 apărate, te felicit, bravo! Spune-mi cum mi-ai ghicit colțurile, pentru că am rămas surprins și poate chiar descumpănit după primul penalti apărat, ai sărit destul de bine. Și apoi ai avut din nou câteva intervenții foarte bune, cred că doar de 2 ori poate ai sărit în direcția greșită, dar în rest te-ai descurcat excelent. Da, eu prima dată aștept să dea jucătorul în minge. Ok. Când pleacă mingea de la lecție, atunci mă duc și eu după asta. Am înțeles. Eu nu aștept să mă duc, ori aștept. Când ne dea cu șutul minge, atunci foarte bine și un sfat foarte bun. Vorbeam acum, după ce am terminat de filmat, că ai apărat 5 penalturi din 7 și da, la celelalte ai fost foarte aproape. Da, le-am atins. Faci antrenamente sau? Nu. Daniel lucrează în construcții și a practicat mereu fotbalul din plăcere. Câți ani ai acum? 30. 30? Ok. Ok, foarte bine. La Liga 4 am alături de mine pe Adi, cu care deja v-ați obișnuit. Joacă la Siretul Bucecea. 10 penaltiuri, Adi, câte crezi că dau? 7. 7, ok. E cam pe unde zic și eu. Ai ghicit colțul, da. Cu terenul ăsta sunt obișnuit, aici sunt ca acasă. Bun, aproape să o scot. Până acum Adi chiar nu prea a avut ce să facă. Una pe mijloc, normal portarul își alege colțul și două în vinclu. Hai să vedem următoarele. Ce ți-am zis? A fost prea arogat. Gata, s-a terminat de acum. 10? 4 casa, Adi. Când mergi spre vinclu, asta se întâmplă. Acolo. 5-1. L-ai scris, e ultima? Nu, ai zis că dau 7, eu vreau să dau 8. Dacă ești în căutarea unei noi perechi de ghete, poate ca lui Mbappé, Neymar, Messi sau Ronaldo, a unei noi mingi, a unui training pentru școală sau efectiv a oricărui alt produs pentru fotbal, le găsești pe toate pe ergol.com, iar dacă folosești codul MIDAS, ai 10% reducere. Mă ajută mai mult decât vă puteți imagina. N-a fost chiar scăriță, da, s-am încercat. 8 goluri din 10 cu o scăriță discutabilă, dar mă sunt destul de mulțumit. Am avut o bară și un vinclu, am vrut să merg și la vinclu în partea aia. Adi, nu te uita după fete. Ce părere ai, Adi? Bați foarte bine, n-am. Doar pe teren sintetic, pe teren sintetic. Fără scărițe, nu-și de alea. Suntem la Bucovina Rădăuți, alături de doi portari pe care voi prezenta imediat. Andrei Udeanu are 23 de ani și a mai evoluat la Oțelul, Aerostar și Unirea Constanța. Cristi Butnariu are 29 de ani, a mai evoluat la Cetate Suceava și Sportiv Suceava, iar de peste 9 ani este jucătorul Bucovinei Rădăuți. Mult succes, băieți! Prima cu mult noroc. La asta nu mai apelăm la noroc. Mi-a căzut camera. Trecem la al treilea penalti. Primul cu noroc. Al doilea mai bine plasat și hai să vedem acum al treilea. Bine, dar ai spus fără de-a seama. Ce? Scuze. Aha. Am spus fără, dar nu puteam să mă abțin.
Oh, oh, cât noroc! Mă ghicești, bravo, e al doilea, la care ești aproape. Aaaa, să pleci! Ai așteptat până în ultimul moment. Mă așteptam să pleci, cei drept am dat-o pe jos și ai fi putut să o ajungi cu piciorul, dar ce ți-a dat de gândit că o să dau pe centru? Te-ai oprit exact înainte să dai. Aoleu. Și s-a văzut, ai simulat scărița deja. Am încercat să las fix pe ultima 100 de metri, dar nu. Dacă făceai exact înainte să lovești mingea, plecam. Înțeles. Ok, bun, bun. E de reținut. E bună. Hai bine în partea asta. E ok deja. Dai scărița, s-a pomit. Da, hai. Mi-ai zis că da bine în partea aia. Care pe centru? Care pe centru? Bun, bun. Băieții au apărat două penaltiuri, de fapt a fost o bară și o intervenție. Mi-a plăcut că ați fost pe fază și ați încercat să jucați anumite jocuri cu mintea mea, astfel încât să, nu știu, să mă pierd. De asemenea, mă așteptam, am spus la început, îmi spuneam în minte că dacă dau 7 sunt mulțumit, am dat 8, deci e destul de ok. Mulțumesc frumos, băieți! Mulțumesc clubului pentru amabilitate și ar însemna mult pentru ei dacă ați putea să vă abonați la canalul lor de YouTube. La Liga 2 îl am alături de mine pe Ianoș Brânză, cu care am mai filmat și am făcut chiar 50 de penaltiuri. Mă știi deja de atunci, deja știi cam care sunt punctele mele slabe și care sunt punctele mele forte. Câte penaltiuri crezi că vei apăra azi? 4. 4? Așa. Deci 4 apărate și se pun și cele pe care le dau pe lângă, nu? În astea 4. Da. Ok, deci ar trebui să dau 6 goluri. Eu zic, hai să plusez cu 1, o să dau 7 goluri. Aș fi mulțumit cu acest număr. Bun, multă baftă! Nu merg la colțul ăla. Am început destul de slab, dar am timp să bateratez 10 minute. Noroc, noroc, da? Merge și noroc. Bun, puțină înălțime și asta la tot. Am încercat la fiecare puntar și am zis că trebuie să încerc și acum. Să văd cum reacționez despre asta, este stat bine, bravo. 2 din 5, 2, mai rapid. Mai rapid. Nu mai rapid. Că ai dat firuța aia. Hai de mă! Dacă dau gole, cum am zis eu, dacă ratez, nu mai dau scăriță, măcar să am 7 goluri. Așadar, 7, cum am prezis și eu. Sunt destul de mulțumit, ținând cont de faptul că sunt amator, n-am făcut niciodată fotbal și am înfruntat un profesionist care a fost și în Liga 1. Cum ți s-a părut? A fost bun, bravo! Cum ai ghicit colțurile? Păi am ghicit doar unul. De fapt alea... Da, au fost două pe care le-ai atins. Mai mult din instinct. Un sfat pentru tinerii portari? Un sfat ar fi la penalti, nu știu, să aștepți cât mai mult și dacă se poate, o scuți, dacă nu... Am înțeles, e o loterie. Da, mai mult e o loterie. Mersi mult. În prima ligă îl am alături de mine pe Andrei Ureche, te salut, cu care am mai filmat acum vreo 4 ani cu Vlad Mihalcea la Clinceni. Câte goluri din 10? Hai să zic, să-ți dau maxim 3. Maxim 3. 3 goluri? Maxim 3. Wow! Eu v-am să zic că o să dau 6. Un pronostic care mă înspăimântă puțin, sincer. Din 10? Da. 7. Vezi că eu am încredere în tine, vezi? Ba! Ai început prost. Vine la mine, gata, la intimidare. Oh, bară la Craiova. Ce naiba, chiar o să dau 3? Să-mi zici dacă ai nevoie de ajutor. Ai. Bravo, bravo. Ce scăriță trasă de păr. Să facă Haaland, 3 deja ratate, nu, de acum acolo. Ai fost indecis. Gata, indecis. Ăsta ești. Nu mai ratez, gata. Ăsta ești tu. Wow! Stai. Gol! Aici, a căzut în spate, în fața mea. VAR! I have offside, thank you. And the goal is taken away. 6 din 10, nu? 6 din 10. Nu a fost cea mai bună zi a mea. Am fost răcit 2 zile la pat. E prima dată când ies din casă. Deci sunt destul de mulțumit. Mi-a intrat puțin în cap când ai zis că o să dau doar 3 din 10. Dar zic că m-am descurcat destul de ok. Mult succes în carieră. Haideți să comparăm mănușile portarilor din fiecare ligă. Daniel are mănuși Adidas Freak cu urme de uzură evidente. Adi poartă RG Onar puțin uzate. Cristi are mănuși Nike Vapor Grip 3, iar Andrei Nike Phantom Elite cu doar câteva urme de murdărie. Ianoș poartă mănuși Lupo Quartz în stare bună, iar Andrei are mănuși RG Aspro în stare perfectă. Îi mulțumesc lui Denis că mi-a dat follow pe Instagram, iar dacă vrei să-ți auzi numele la finalul următorului video, trebuie doar să-mi dai un follow pe contul meu Midas.